Am privit cu mâhnire și cu tristețe rezultatele dezastroasele de la bacalaureat, cele mai slabe din istoria României. Aceste rezultate nu reprezintă altceva decât o probă incontestabilă a eșecului sistemului educațional gestionat de un ministru diletant. Vicepreședintele PSD Suceava a mai adăugat în cadrul unei conferințe de presă că scopul ministrului Funeriu a fost acela de a demonstra că societatea românească scoate copiii inculți. După un asemenea dezastru, a trebuit căutate cauze obiective. Însă acest lucru nu poate avea loc fără plecarea imediată din funcție a ministrului Daniel Funeriu. Și o să vreau să pun o întrebare retorică. Cum își permite acest fătălău agramat, întâmplător, ministru al educației, să pună cizma portocalie pe grumazul învățământului românesc și pe destinul copiilor și al părinților? Stau și mă întreb, acest fătălău agramat a predat o oră la liceu? Stau și mă întreb dacă acest fătălău agramat știe câtă muncă înseamnă din partea cadrelor didactice trebuie depusă pentru ca un copil să se prezinte în fața comisiei de bacalaureat? Știe acest fătălău că în spatele zecilor de mii de copii din această țară sunt destine frânte, poate, și ale părinților, și ale bunicilor, și a celor pe care îi întrețin? Cum își permite acest fătălău agramat să se joace cu destinele și cu viețile acestor tineri? Conform socialdemocratului sucevean, copiii care au picat la bacalaureat și-au compromis viitorul, însă Milici are un mesaj pentru ei. Din partea PDL-ului și a Ministerului Educației, copiii sunt văzuți ca niște cifre. Ori oameni buni, odată pentru totdeauna, nu vreți să înțelegeți, domnilor pedeliști, că aceste cifre au suflet, că aceste cifre au destine? Domnule fătălău agramat Funeriu, copiii nu sunt niște eprubete. Dacă ai spart o eprubetă, poți să-ți iei una nouă. Destinul, mintea unui copil sunt chestiuni care pot duce la irreversibilitate. Și de aici o serie de fenomene care se pot naște în societatea românească.